Superliga vă este oferită de Superbet. Hristos a înviat, campionatul continuă, play-off-ul este tot mai încins, întrecerea merge spre capătul său, acolo unde vom afla campioana și echipele din cupele europene. Mai aproape de Conference League decât de titlu este jocul de la ora asta, transmitem de la Craiova și vom vedea Universitatea Rapid. Și o minge care trece un pic alături, un șut din cădere. Lui Baiara. Prima ocazie a gazdelor în această partidă. N-a dat rău deloc. Dacă prindea mai mult efect, balonul putea să prindă poarta. A fost aproape de poartă, n-a avut loc. Ne întoarcem la Craiova, ne întoarcem aici pentru a vedea acest joc dintre Universitatea și Rapid. Este cartonaș galben, primul. Pentru Costache. Moraes greșește brazilianul, venire din spate și cartonaș galben pentru Costache și care este, are galben. E roșu. Uite aici. Pe piciorul stâng. Da, cu stângul, piciorul din spate îl atinge. Tone a pasat direct lui Pănoiu și vine cu închidere de fază. Penalti pentru Rapid. Este penalizată cu acest 11 metri în urma unui hands indiscutabil. Duganzic! Da. Bate bine, bate perfect. Gol pentru Rapid în inferioritate. De nicăieri acest gol, dar este atât de important pentru rapidiști. Li se reface moralul după eliminarea lui Valentin Costache. Iar acum vor încerca, probabil, cu energii sporite să apere acest rezultat. A dat pe mijloc Duganzic. Câmpanu a trecut de un adversar. Da, bun șutul! Da! Ce gol dă Câmpanu! Reface, dar de la distanță mult mai mare. Foarte mult efect are mingea. Să sperăm că ne va ajuta una dintre relori. Distanță mare. Cred că sunt în diagonală, sunt aproape 30 de metri. Plonjonul disperat al lui Horațiu Moldovan împinge cât poate în picioare, dar balonul șterge stâlpul. Câmpanu, Crețun târzie. Baiaram intră periculos și merită galben. Baiaram roșu direct. Din contră, stai să vedem, atinge mingea. Nu atinge. Și îi pune talpa. Poate îl da afară pe Albu. Iar acolo este agățat cu coapsa. Să știi că nu-l lovește cu tibia, ci este lovit cu tibia, pe tibie, Baiaram. Îl agață apoi, îl anulează. Poate îi dă lui Albu. Fii atent că îi dă lui Albu. Nu-i dă lui Albu. S-ar putea să-i dea un galben lui Albu. Și-a pus și el implant, să știi. Victorie de cap încercată de Ivan, șutul lui Ngong. Și acum Ivan centrează, lovitura de cap. A fost offside, trebuie să mă uit. Ce șut bun prinde Ngong. N-a fost. Ivan nu era în offside. Bine de tot, lovește mingea din prima. Ce apără aici Moldovan, șutul. Iată, Craiova îl ține în atac pe Da Silva, a rămas în atac și după această ratare. Hai să vedem să această acțiune cu Sefer! Oh! Ce bombă a lui Sefer! Spuneam, stângul său. Bun șut, bun de tot și o culcă frumos. Hai, cum se duce. Pentru Crețu, Crețu își pregătește șutul. Crețu! Gol al Craiovei! Marković înscrie, Fanionul rămâne culcat. Bună. Thank you.
Ia să vedem, da. Petrescu se mai uită o dată. A, să nu fi fost offside aici, dar nu l-am văzut pe Colici în, Colici în offside. Această fază să fie judecată. Marković e în poziție corectă. Asta e clar. Și contribuie și ea la problemele pe care jocul ăsta le are în România. Pentru că, repet, Craiova are un om în plus și lucrul ăsta trebuie să se vadă. Ivan pasează, Ivan, și este gol, Rogulić! Așa joacă o echipă, trebuie să joace o echipă care are un om în plus. Rogulić pentru Ivan. A, dacă ne apucăm să tăiem acum... Să nu fie offside la Ivan. Da. Rogulić acolo pierde duelul cu noarul craiovean. Și este un asist al lui Ivan. Da, foarte bine gândește. Îl vede pe Rogulić și Rogulić, o fentă din corp. Fentă din corp, Albu scos din joc, practic. Foarte bine gândește Rogulić, da. Rămâne singur, finalizare sigură. Gol impecabil, marcat de croatul trimis puțin mai devreme în teren. Superliga vă este oferită de Superbet.